Bine v-am regăsit! A sosit momentul să aflăm răspunsul corect la întrebarea cu numărul 200. Așa cum vedeți în al doilea desen, pendulul se poate mișca între doi pereți verticali aflați la egală distanță de punctul de suspensie al firului notat cu O. Ceea ce este foarte important pentru întrebarea noastră este faptul că există un cui perpendicular pe planul în care se mișcă pendulul, notat cu C în desen, la stânga firului. Acest cui blochează porțiunea OC a firului atunci când bila este deplasată spre stânga, așa cum vedeți în desen, dar nu o blochează când bila este deplasată spre dreapta, așa cum vedeți în al doilea desen. Iar întrebarea este următoarea. Dacă scoatem bila din poziția de echilibru și o deplasăm spre stânga până la perete, așa cum vedeți acum, apoi o lăsăm liberă, va lovi sau nu peretele din dreapta? Dacă urmărim mișcarea unui pendul gravitațional, observăm că ea are loc simetric de o parte și de alta a poziției de echilibru. De ce simetric? Datorită legii conservării energiei. Energia potențială a unui corp de masă M, care se găsește la înălțimea H, se poate calcula cu relația MGH, adică masa înmulțită cu valoarea accelerației gravitaționale, înmulțit cu înălțimea la care se găsește corpul. Deci când pendulul pornește, bila are energia potențială gravitațională MGH. Deoarece frecările sunt foarte mici, în timp ce coboară spre poziția de echilibru, energia ei potențială se transformă practic toată până la urmă în energie cinetică. Când ajunge în punctul cel mai de jos al traiectoriei, toată energia ei potențială gravitațională s-a transformat în energie cinetică. Are acum viteză. Deci în punctul cel mai de jos al traiectoriei, bila are tot atâta energie cinetică cât energie potențială a avut la plecare. De aceea, în acest punct, cel mai de jos al traiectoriei, are cea mai mare viteză. Apoi începe să urce și energia ei cinetică se transformă din nou în energie potențială. Viteza ei scade, deci scade energia cinetică, dar înălțimea ei crește, deci crește energia potențială gravitațională. Și când se oprește, energia ei potențială gravitațională trebuie să fie egală cu energia cinetică pe care a avut-o în punctul cel mai de jos, care la rândul ei este egală cu energia potențială gravitațională pe care a avut-o la plecare. Dar asta înseamnă că atunci când se oprește în dreapta, bila trebuie să fie la aceeași înălțime cu cea de la care a pornit din stânga. Din această cauză, mișcarea este simetrică, în lipsa frecării. Deoarece înălțimea maximă din dreapta trebuie să fie egală cu înălțimea maximă din stânga în timpul oscilațiilor. Iar în întrebarea noastră era precizat faptul că frecările sunt foarte mici, ceea ce înseamnă că pentru o singură oscilație, de fapt jumătate de oscilație, putem neglija frecările. Iar asta înseamnă că bila trebuie să fie în momentul în care se oprește în dreapta, la aceeași înălțime cu cea de la care a pornit în stânga. Altfel, n-ar fi respectată legea conservării energiei. Acum să vedem dacă bila din întrebarea noastră poate ajunge în dreapta la aceeași înălțime de la care a plecat din stânga. Când firul trece prin poziția verticală, punctul în jurul căruia se rotește se mută din punctul C în punctul O. Și asta înseamnă că în momentul trecerii firului prin poziția verticală are loc un fenomen echivalent cu alungirea firului. Este ca și când firul ar deveni brusc mai lung, trecând de la lungimea CA la lungimea OB.
Iar asta mai înseamnă că atunci când ajunge la peretele din dreapta, în punctul B, bila este mai jos decât era în poziția A, în poziția de plecare. Deoarece porțiunea de fir care se poate mișca este în dreapta mai lungă. În acest fel, întrebarea noastră s-a redus la o problemă simplă de geometrie. Dar nu este aici locul pentru o demonstrație completă. Cred că toată lumea înțelege acest lucru cu ajutorul desenului. Pentru că, de fapt, totul se reduce la a înțelege că distanța dintre capetele unui fir este mai mică atunci când firul este îndoit, distanța OA, decât atunci când firul este întins, distanța OB. Iar dacă distanța OB este mai mare decât distanța de la O la A, înseamnă că bila este mai jos în B decât era în A. Și dacă este mai jos, înseamnă că nu toată energia ei cinetică, cea pe care a avut-o când firul era vertical, nu toată această energie cinetică s-a transformat în energie potențială gravitațională când ajunge în punctul B. Bila mai are energie cinetică, adică are viteză când ajunge acolo. Iar dacă are viteză, înseamnă că va lovi peretele din dreapta. Altfel spus, când bila ajunge la peretele din dreapta, adică în punctul B, putem spune că ea vrea să urce, deoarece n-a ajuns la aceeași înălțime cu cea pe care a avut-o în punctul A. Vrea să mai urce, vrea să ajungă mai sus, dar peretele n-o lasă. Și de aceea lovește peretele. Deci răspunsul corect este acela că bila va lovi peretele din dreapta. Un raționament asemănător vă va arăta că dacă bila pleacă din B, ea nu va ajunge la peretele din stânga, deoarece pentru a atinge peretele din stânga ar trebui să ajungă mai sus decât locul din care a plecat. Ceea ce este imposibil nu permite legea conservării energiei. Dacă ar ajunge la peretele din stânga, ar însemna că a câștigat energie în timpul deplasării de la B la A. Dar energia totală a unui pendul gravitațional este constantă în timpul mișcării. Am primit și demonstrații mai subtile, bazate pe timpul necesar bilei să efectueze oscilație când firul are lungimea CA, respectiv când are lungimea OB. Nu le voi prezenta aici, deoarece înțelegerea lor necesită cunoașterea teoriei de bază a oscilațiilor, iar această serie se adresează și celor care nu au cunoștințe de fizică, dar le mulțumesc celor care le-au trimis și dacă timpul îmi va permite, voi prezenta o problemă cu pendul gravitațional bazată pe astfel de demonstrații. Ar fi bine ca, înainte de a încerca să găsiți răspunsul la întrebarea de azi, să vedeți sau să revedeți videoclipul cu numărul 3 din seria Lumea nu este cum crezi, cu titlul 3 uși. Găsiți linkul în descriere. Și asta pentru că și întrebarea de azi este una de probabilități și are ceva în comun cu situația descrisă acolo. Ceva destul de subtil, dacă nu observați, nu vă faceți probleme, puteți găsi și fără să observați acel lucru răspunsul la întrebarea de azi. Știu că multora nu le plac întrebările și problemele de probabilități, dar vă rog să mă credeți că aceasta este o problemă foarte interesantă și nu trebuie să apelați la formule și calcule, așa cum a fost în cazul celor 3 pistolari. Nu pot să spun mai multe acum, dar veți vedea peste o săptămână, poate unii mai repede, că am avut dreptate. În cele ce urmează, vom porni de la presupunerea că probabilitatea de a se naște un băiat este egală cu probabilitatea de a se naște o fată,
și că probabilitatea ca un copil să se nască într-o anumită zi a săptămânii este aceeași pentru toate zilele săptămânii. Să presupunem că vă întâlniți undeva departe de casă cu o fostă colegă de liceu cu care n-ați păstrat legătura și nu mai știți nimic despre ea de mulți ani. Și ea vă spune că are 2 copii, dintre care unul este băiat și este născut duminica. Iar întrebarea de azi este următoarea. Dacă rămâneți doar cu această informație, adică are 2 copii, dintre care unul este băiat și este născut duminica, care este probabilitatea ca celălalt copil să fie tot băiat? Aceasta este întrebarea, dar pentru că știu că e derutantă, vă propun să vă gândiți întâi la o întrebare ajutătoare, mult mai simplă. Și anume, știm că un om are 2 copii și mai știm că unul dintre ei este băiat. Care este probabilitatea ca celălalt să fie tot băiat? Sper că v-am pus pe gânduri. Vă doresc sfârșit de săptămână plăcut, pe vinerea viitoare.